Astăzi conduceam și eu mașina mea nouă pe care am cumpărat-o chiar astăzi pe un drum de deșert și dintr-o dată mi-a apărut această groapă în față, dar am reușit să trec peste ea fără nicio problemă și peste cea de-a doua groapă am reușit și mașina mea încă funcționează, așa că voi încerca să trec cu ea și peste cea de-a treia groapă care este imensă, dar din păcate am căzut cu mașina în groapă, dar să știți că o să repar și o să o pun la vânzare și nu a avut nici măcar o daună în viața ei. Ca să înțelegeți și mai bine cum va funcționa episodul ăsta, va trebui să dați un like și eu va trebui să testez mașinile în 3 nivele de groapă. Ăsta e primul nivel, cel mai mic nivel de groapă care poate apărea spontan în fața ta pe stradă fără să se întâmple nimic. Nivelul numărul 2 care este mult mai mare și probabil o să-ți dea ceva damage la mașină, vom testa mai multe mașini. Și nivelul numărul 3 pe care probabil nu o să-l treacă nicio mașină pentru că o să se bușească rău de tot și o să cadă în groapa abisului și va rămâne aici pe vecie. Bă, și am zis să încep direct cu o Tesla, hai să vedem dacă este rezistentă Tesla lui Elon, bă. Văd că prinde viteză, mamă, dar nu prea stă bine pe drum și prima groapă a trecut-o, a doua groapă a trecut-o. Bă, practic n-a trecut de-a treia groapă, că uitați-vă un pic cum arată, dar prima și a doua groapă a trecut-o lejer. Haideți să dăm și cu slow motion să vedem mai bine cum stă treaba. Bam, opa, stai bă. Așa, bun, la a doua, de mie să vedem cum trece, bă. Uite, bă, fără nicio emoție, deci cu cât are mai multă viteză mașina, cu cât trece mai repede. Încă puțină viteză îi mai trebuia și trecea, bă, nu pot să cred. Deci, Tesla asta a trecut două nivele Ferrari și pe al treilea, așa și așa. Hai să vedem acest Audi de ce este în stare, fraților. Vom trece peste prima groapă, probabil, fără probleme. Prima dată trecem în viteză și după îi dăm cu slow motion. Ok, a trecut și de-a doua și... Bă, deci la a treia mai avea Mergem, mai mergem, mă? Nu mai pot să o mișc, mai să vedem și în slow motion cum trece, bă. Audi-ul ăsta 4, a 4, tot ce trebuie și... Prima groapă fără emoții, ca și cum ar fi trecut peste o canalizare sau ceva. A doua groapă la fel, a trecut-o perfect și... Bă, ce puțin mai avea, bă, dar probabil... Bă, nu știu dacă... A, n-am fi supraviețuit, bă, am luat foc. Și dacă vreo mașină trece de nivelul 3, să știți că e băgăm și nivelul 4. Volkswagen Jetta. Hai să o vedem pe Jetta cu trapă. Nu, de fapt nu știu dacă are trapă, nu pot să-mi dau seama. Dar hai să vedem dacă Jetta este în stare să treacă de cel puțin două nivele. Opa, a cam atins jetuța. A trecut de al doilea jetuța. Hai la al treilea Jetta. Haide, știu că poți, nu mai are putere, bă, Jetta s-a dus. Ia să o vedem, bă, și cu slow motion, să vedem dacă merge. Jetta, eu cred că în slow motion sigur o să treci de cele două nivele măcar. Hai că trece, dacă e bun, slow motion, frumos, tot ce trebuie. Lejer, hai că lejer, că i-a rupt roțile aparent. Și, ia uite, mamă, i s-a făcut capota așa, ați văzut? Pierde controlul și, momentul adevărului. Bușeala supremă, direct bușeală, n-ai ce să zici, deci Jetta, cam rău. Bă, practic mașina asta, Dacia Duster de poliție, este făcută să meargă pe cele mai rele drumuri. Pentru că e Duster, bă, fraților, și trebuie să meargă, bă, peste tot. Nu mi-aș cumpără Duster ca să meargă cu el prin multe locuri, așa că hai să vedem. Fără emoții, fără emoții, fără emoții. De fapt, mi-a dat un pic de emoții așa și... Da, încă am pierdut controlul, dar nu cred că să rea, sincer. Hai să-i dăm și cu slow motion să vedem care e situația. Bă, nu știu de ce are stopurile așa galbene, dar nu contează. Contează să vedem dacă trece sau nu de drumurile noastre extreme din România. Deci a trecut frumos, a trecut frumos, lejer, tot ce trebuie. Și, haide, frumos, lejer, tot ce trebuie. N-am mai pierdut controlul de data aceasta. Și... Nu are nicio șansă, bă, dar cred că am fi supraviețuit în Dacia de poliție. Vezi că polițiștii sunt în siguranță când merg cu ea. Un BMW M, să știți că n-am uitat de Dacia lui tata aia și o să mergem și cu Dacia lui tata aia. Dar hai să vedem cu acest BMW M dacă am trecut. Am trecut. Mamă, ce aproape a fost BMW-ul M. Vai de cap, bă, da și cu slow motion, că n-are cum, trebuie să vedem asta în slow motion. Trebuie să vedem neapărat asta, haide. Slow motion frumos. Uite și tu, de-abia atinge, bă, zici că merge pe... Asta aici nici n-am apucat, da? Nu contează, aici ne interesează pe noi.
Bă, cât de puțin mai avea. Cred că dacă era un pic mai înaltă mașina asta, la viteza pe care a avut eu tot cum zboară, bă, și pe Spania, cred că ar fi trecut. Bă, nu prea are ce căuta o formulă pe drumurile astea, dar noi suntem nebuni și punem o formulă pe drumurile astea. Hai să vedem. Aoleu, formula nu-i bună la gropi. Nu-i bună la gropi formula. Vai de capul meu, formula. Ia, ia, mai merge? Hai, merge, merge și la următorul. Ia, reușim? Reușim, nu mai reușim, gata, aici rămâne. Ia să vedem, mă, cu slow motion, cu dealea. Poate acum reușim să ajungem și la al treilea nivel. Mama, da, e cam pa mașina asta, bă, ia. Ia să vedem. Ok, ok. Ia uite, bă, a dat cu bara, a dat, s-a ridicat pe două roți, pe alea, aici e pa, aici e pa, vă zic de acum. Ia uite-o, s-a îndoit de la jumate. I s-au strâmbat roțile, s-au rupt roata. Ah, ok, s-a pus pe roată. E ca o roată de rezervă acum, gen. Avem aici un forduleț model 3002, uitați-vă un pic la el. Hai să vedem dacă rezistă. Bă, sunt multe mașini de-astea prin România și sigur au rezistat la multe gropi mașinile astea. Hai să vedem că rezistă și la gropile noastre. A trecut de prima groapă. A trecut și de a doua groapă, dar am luat-o cam în dreapta, sincer. Cred că e cam greșeala mea acolo. Nu mai are direcție și la a treia groapă nicio șansă. Hai să vedem în slow motion și încercăm să luăm gropile pe mijloc, ok? Pentru că am luat-o cam în dreapta și în dreapta acolo parcă e terenul un pic mai bun, mă. Ia, 3, 2, 1 și ia, primul nivel. Frumos, domne, frumos, n-ai ce să zici, n-ai ce să zici. Și al doilea, fix mai pe mijloc am luat de data asta. A trecut bine, a trecut bine, s-a lovit, da, a trecut bine. Aici nu mai trece niciodată în viață. Bușeala supremă, ia uite, bam, s-a cam făcut praf, bă, daună totală. O să-l găsiți pe OLX la vânzare la 3000 de euro pe mașina asta, kilometri reali și fără daune, bă. Hai să vedem acest Passat, dacă este în stare să treacă, scrie și pe el Passat. Să știe toată lumea ce mașină conducem noi, mă. Ne scriem Passat și pe frunte, hai să vedem. Frumos, frumos, domne, frumos. Și e ce trebuie, e ce trebuie, domnul Passerati. Și bă, aici am derapat, dar nu cred că trece. Hai să vedem în slow motion, poate reușim să păstrăm controlul, să vedem dacă funcționează sau nu Passatul în parametri normal. Că Passatul ajunge și pe lună, bă, frate, atâta pot să vă zic, ia. Frumos, domne, frumos, n-ai ce să zici aici. S-a dus cum trebuie și aici, aici, să vedem. Este bine, este bine, tovarășe colonel, și... bă, n-a fost atât de rău. Bine, de fapt a fost rău, adică despre ce vorbim. 5.000 de euro, cine vrea repede. Băi, avem aici legendara Dacia a lui Tataia. Hai, hai să vedem dacă Tataia ar fi trecut cu Dacia peste aceste gropi din 2023. Pentru că astea sunt gropi adevărate, bă, nu, panarama, asta nu trece nici de prima. A trecut de prima! I s-a rupt roata! I-a dat roțile peste cap, bă! Dar hai să vedem, ajungem, bă, ajungem până la doua. Te rog, Dacia, mergi! Bă, dar cum arată Dacia după prima groapă? S-a făcut pilaf, Dacia. Bă, bă, măcar să o arunc aici nu merge. Hai să o dăm cu slow motion în groapa asta. Să vedem cum se lovește. Bă, sincer... n-am ce să zic, Dacia lui Tataia n-a rezistat prea mult, nu știu, dar nici nu era gândită mașina asta pentru gropile alea, bă, gropile astea, atunci ia, ia să vedem, bă, pe partea asta parcă a fost mai rău de, ia uite, bă, cum și-a rupt roțile, bă, și-a rupt roțile dăcioara, bă, ia uitați-o, ia, de data asta ajunge, ia, vezi că de data asta ajunge și slow motion! Papa Dacia. Bă, dar sincer cred că n-a prins foarte viteză prea mare. N-a prins viteză prea mare și cred că am fi supraviețuit bine asta dacă n-am fi căzut aici în gaura asta imensă. Bă, și după Dacia să știți că Tataia și-a cumpărat un Bentley de asta, așa că mergem cu Bentley lui Tataia acum, pentru că a zis: "Băi, eu nu pot să trec de gropi, cum adică? Ia, stai să vezi cum trec eu de toate gropile, băi, ne poate", așa mi-a zis. Vezi că a trecut cam bine de gropi. Bine, e daună totală Lamborghini. Nu știu cum să vă zic. Cred că un Lamborghini e mai ieftin decât daună de la mașina asta pe care am dat-o aici. Dar hai să vedem aici pădurile. Ia uite-o, e ridicată de bote ce trebuie. Frumos, confort, tot ce trebuie. Și aoleo, aici e prea aproape, mă, nu, nu prea reușe. A trecut, a trecut, nu pot să cred că a trecut în driftan. Nu, mai dăm o dată, mai dăm o dată, că n-are cum. N-are cum să treacă nelovită mașina asta de acolo. Deci, ne mai uităm o dată în slow motion, da? Frumos tot ce trebuie, ne uităm pe partea asta acum, bam. Acum, opa, bă, pierd controlul la ea, bă, frate, pierd controlul la ea, bă.
E greu de controlat mașina asta, nu înțeleg care e faza cu ea. Mai dăm o dată. Îi dăm slow motion numai la ultima, hai. Hai că la astea două i-am dat o dată. Haide, bun, prima, opa. A doua și gata, mă, i-am dat. Ia uite, bă, ia. Bă, deci sunt atât de aproape mașinile să treacă de gaura asta. Mie nu vine să cred, uite cum sar părțile din mașină. Parcă roțile din spate n-au mai fost așa afectate. Ia să vedem când cade. Ia uite. E dusă, bă, uite, se-mi doaie de la jumate. Epa, am avut și mașină. Bă, a fost bună cât a fost câteva secundele, ce să vă mint. Bă, dar sunt eu curios de treabă. Mașinile astea cu multe roți, oare sunt în stare să treacă? Cum, asta e toată viteza pe care o prinde mașina asta? Adică mă rog de ea să ajungă până la primul obstacol? Am înțeles, e de bine, nu? E de bine, n-am ce să zic. Ia să vedem cu slow motion, direct că sigur nu trece. E, vezi că a rămas dreaptă mult timp, dar direct bușitura. Da, nasol moment. Bă, prima dată vreau să testez mașina asta pe nisip, că sigur este pentru nisip mașina asta. Intrăm aici pe nisip și hai să vedem puțin în slow motion cum se manifestă ea ca mașină. Ia, frumos, domne, frumos, n-ai ce să zici, ia uite-o. Vezi că e controlabilă dacă e bun și acum îi dăm direct pe gropile noastre, bă, să vedem dacă e în stare. A, mă, da, nu prea, bă, a, bă, da, uite că prinde viteză și prima groapă lejer. A doua groapă, și a treia groapă, bușeala, bă, hai să vedem și cu slow motion. Bă, dar cum pleacă asta, vreau să văd, eu tot, frate, cum pleacă, să dă de spate, să alea. N-are cum, are ventilatoare să ne facă aer condiționat la ceafă, văd acolo. Ia, frumos, domne, frumos, ia uite, dar numai că are roțile prea Ferrari, bă, astea, uite. Aici deja, uite, a început să se îndoaie, să se alea și aici. Bă, deci dacă avea puțin mai multă viteză, cred că trecea, bă, frate. Dar i s-au dus roțile, i s-a dus tot. Este mașina pandișpan în momentul de față. Cred că am și murit dacă e. Bă, nu știu dacă am fost cu Bugatti, dar nu cred. Uitați-vă un pic, tocmai l-am cumpărat și vreau să fac un test extrem cu Bugatti-ul meu de probabil $1,000,000. Ia! Ai de capul meu! Vai de capul și de zilele mele ce s-a întâmplat aici. Ia să-l vedem, mă, cu slow motion. Bă, sper să reușesc să pun slow motion la toate. Mamă, cum e aici. Și am pus primul slow motion lejer. Nici măcar n-a atins prea mult al doilea. Nu ne mai interesează al doilea. Al treilea ne interesează, bă, ia. A rămas, bă, partea în spate, uite. Deci cu partea din față a trecut lejer. Cu partea din spate, șpa. Ok, mai încerc o dată fără să ating gropile celelalte, să-mi iau viteză maximă și să... maximă, cât prinde, să văd dacă reușesc să trec. Nu, mă, nu trece, efectiv, groata din spate se lovește și e prea fragilă la jumate acolo și se rupe de la jumate. Bă, ia să vedem, se lovește de cactus? Se lovește! Nu pot să cred că nu s-a lovit de cactusul ăla. Își bate joc mașina asta, bă, frate. Avem aici o Dacia Logan, modelul mai nou așa un pic. Hai să vedem dacă merge foarte bine pe gropile astea de la noi din țară. Pentru că e mașină de gropi asta, vă, n-ai ce să zici. Ia. Frumos, doamne, frumos, foarte frumos. Foarte elegant. Foarte elegant. Foarte bine a mers Dacia. Nu pot să cred, bă, deci... Bă, cu câte eleganță a trecut de primele două gropi. Deci de cea de-a treia n-a trecut nici măcar o mașină. Adică mașina asta este la egalitate cu multe mașini de lux în momentul de față. Ia uite, frumos, lejer, bă, de-abia i s-a mișcat o ușă. De-abia, ia să vedem aici, ia. Se mișcă un pic caroseria pe ea, dar nu e de speriat, adică poți merge cu ea fără probleme. Dar aici n-ai, mă, frate, n-ai, aici e greu, bă, să treci, e greu rău de tot. E groapa prea mare, ia uite, s-a făcut praf, dar plăcut surprins de Dacia, bă, sincer. Avem aici un BMW M3 model vechitură, rău de tot, gunoi. Nu e gunoi, bă, ăsta, că e mai scump decât unul nou. Dar nu contează, hai să vedem care e situația. Că noi am avut bani și l-am cumpărat pe ăsta, adică despre ce vorbim. Uitați-vă un pic aici. Ok, prima destul de lejer, la a doua e, pa, Dacia mult mai bună. S-a și răsturnat ăsta. Hai să vedem cum slow motion, cum se răstoarnă, bă. Se răstoarne, se face praș, mai avem și trapă și sparge trapa aia și ne intră cioburile în cap. Pentru că eu am și capul chelios, bă, ia. Ia, frumos, domne, frumos, n-ai ce să zici, și-a rupt bara acolo aproape.
Ia, și aici își rupe dinții mașina asta. Ia să mai răstoarnă. Ok, nu s-a mai răsturnat. Ajungem și la nivelul numărul 3, aparent. Și nivelul 3 vine cu o surpriză. Oh, nu! Chiar s-a bușit mașina. Nu pot să cred. Bă, era de așteptat să se bușească. Și probabil am fi avut și noi un pic de damage la corp dacă am fi fost în ea. Avem aici un camion, fraților. Uitați-vă un pic cum este. Nu are remorcă. Va trebui să treacă pentru că camioanele merg pe toată lumea, fraților. Fac sute de mii de kilometri, poate chiar milioane unele. Și hai să revedem dacă sunt în stare să treacă peste niște gropi. A trecut peste prima. Mă, sincer, nu mă așteptam pentru că l-am văzut că are viteză mică. Dar la a doua aici nu mai... Nu mai e paia, uite, mamă, cum a căzut înăuntru, s-a dus, ia să-l vedeți cu slow motion, cum cade în groapa terorii, bă, dar ce greu și-a viteza, bă. Ia, ce scrie? La nosbim, vezi că la nosbim ăsta e ce trebuie, haide, mă, haide, știu că poți, știu că poți, Tirulescule! Ia uite-l, bă, ia uite-l, frumos, ia uite-l cum se desprinde cu roțile, rămâne drept și a rămas chiar foarte bine pe prima, pe prima groapă. N-am ce să zic, a sărit un pic, dar nu asta e important, nu, nu testăm dacă sare sau dacă nu sare mașina. Aici, aici apare botul prea jos, dar aparent, vedeți că am trecut. Opa. Da, nu prea am trecut, băi, auto. Băi, s-a îndoit aia, vai de capul nostru. Să întoarcem, mă, nu, că dacă nu se întoarce, ne întoarcem noi, că ăsta sunt curios. Dacă reușește, aici, bă. Dar mai merge? Ai uitat că merge. Dar nu mai ia curbă. Bă, nu mai are direcție. Uite, se învârte volanul, dar nu se mai învârt roțile. Am înțeles, s-a terminat cu tirul. Opa, opa, s-au învârtit roțile, stați. Stați că ceva se întâmplă. Bă, dar dacă dau cu spatele ea, nu pot să ies de aici din, din groapa asta? Ok, ok. Dar nu, mă, nu se mai învârt roțile. Șpa-șpa, bă, tirul s-a dus. Bă, hai să vedem dacă ultima Dacia pe care o avem în listă este în stare să treacă. Este o Dacia de poliție modelul vechi, adică pe bune. Ia să vedem, modelul vechi e mai bun decât modelul nou? E mai bun? Ia, ia. E bun modelul vechi? Haide, haide. Cu a cincea, bă, dă-mă pe-a-ntâia. Bă, cred că... Cred că i s-a stricat cutia de viteze, bă. I s-a stricat cutia de viteze la Dacia. Ia, mă. A patra. Bă, ce se întâmplă cu Dacia asta? Ok, mai dă o dată. A întâia, a doua, hai. Ok. Schimbă cam greu vitezele Dacia asta. Bă, să vedem că e model mai vechi. Este și ea plimbată și alea. Adică, pe bune, vă dați seama la câte intervenții a fost mașina asta. Ia. Frumos, domne. Frumos, domne, frumos. Bă, la prima îmi place cum trec mașinile. Chiar trec foarte, foarte elegant. Bă, dar n-am găsit o mașină să treacă de-a treia, bă. Ok, la a doua s-a hârjit un pic pe dedesubt, dar hai să vedem dacă mai merge. Nu, bă, nu, se strică cutia de viteze la ea, bă, n-au cutiile bune astea, bă, ta vă zic. Bă, dar oare Trabantul este în stare să treacă? Ce să treacă, mă, ăsta, că ia uite-l cum e. Ia uite-l cum e, bă, frate, nu uităm de sub el să vedem gropile bine. Ia vezi că și-a viteză. Ia vezi că și-a viteză Trabantul nostru, mă. Vezi că s-ar putea să treacă de prima. Aha. Mamă, dar ăsta zici că e făcut din oțel inoxidabil. Efectiv, nu se bușește mașina asta, bă, deci eu nu înțeleg cum e făcută mașina asta. Dar e aproape indestructibilă, mă, pe bune, vă zic. Deci n-ai cum așa ceva, n-ai cum să fii mașina indestructibilă din jocul ăsta. Ia, ia, ia. Ia uite-o. Ia vezi că acum a și trecut. A și trecut și pentru că a trecut, o dăm frumos înapoi. Așa. Și dăm înainte acum, mă. Hai să vedem, bă, la a doua. Hai să vedem la a doua ce se întâmplă, bă, dacă reușim sau nu reușim să trecem de groapa de la nivelul 2. Bă, dar trebuie neapărat să găsesc o mașină care trece de 3. Trebuie să găsesc. Ce aia să faci, mă, că nici nu-și mai la viteză. Hai să găsim mașina de 3. Bă, sincer să fiu, un cam pun speranțele în Mercedes-ul ăsta, pentru că este foarte înalt și destul de rapid. Și cred eu că va trece, bă, ia. Prima fără emoții, a doua fără emoții, cum mă așteptam, și a treia... Mă, frate, bă, nu... Ia uite-l, bă, e cu roțile. Bă, zici că e țestoasă, bă, zici că e mașina de merge pe apă din GTA. Nu, no, e... E pai, merge motorul, dar... Ia ca mașină, este șpa-șpa. Bă, să încerc să iau mai multă viteză cu el, că practic ăsta a fost cel mai aproape de adevărat, să vedem aici, la primul, ia. Ce ai, mă, confortul suprem în mașina asta, bă, și la gropi imense. Uite, deci dacă ții unde asta, poți să treci peste gropi mai mari decât lungimea mașinii. Ia, ia.
Uite, aici, bă, aici e cel mai rău, ia uite, s-au dus roțile, s-a dus tot. De ce? Uite, încă merge motorul, dar nu, bă, eu o să-mi iau viteza un pic mai mare, dar nici n-am de unde, că uite, e curbă. Hai mă, că ne luăm viteză din curbă de aici, un pic mai mult, că, eu zic că un pic mai multă viteză. Mamă, o să prind 100 cu spatele. 100 cu spatele, bă. Am pus frână și, hai. Hai mă, să vedem, suntem în stare, mă, să trecem. Bă, eu zic că de data asta suntem, bă, punem... Da, e că suntem vreodată. Ia mă, că îi dăm. Sper să iau curba cum trebuie de data asta, să nu mă mai... oricum, o să las un pic din accelerație. Gata, perfect, deja am plecat cu 100, gen. O să-i dăm slow motion doar la ultima... La ultima groapă, ok? Bun, și... Haide, haide că suntem bine, te rog, Nu trecem, nu a trecut, bă, frate. Bă, și-a avut mai multă viteză un pic așa. Da, uite, de data asta nu și-a mai rupt așa tare roțile. Hai că nu și le-a mai rupt ele și tu zici că nu-ți de acolo roțile alea. Lamborghini Performance tunat. Mamă, cum s-aune, bă! Vai de capul meu! Vai de capul meu! Vai de capul meu, bă, să-i dăm. Bă, dacă îmi scoate asta flăcările, bă. Ia, prima rampă. No reaction. A doua rampă. Ia. No reaction. Mamă, cât de puțin mai avea ăsta, bă. Dar știți care e faza? Cred că o să încerc mașinile astea un pic mai puternice și invers, pentru că drumul e un pic în sus și cred că de-aia nu merge, bă. Dacă vă uitați un pic, drumul este un pic așa în jos, da? Hai să vedem dacă mașinile astea care au fost ele mai puternice așa, inclusiv Loganul ăla mai nou, să vedem dacă trece, dacă venim așa, gen, că cam ăsta ar fi testul suprem, ne luăm un pic de viteză. Ah, dar asta e un pic, acolo este hâzgionule. Ia să vedem cum se comportă cu viteza asta. Trebuie să facem un test mai întâi, ia. Nu, e perfect de acolo. Aolea, hai că perfect, dacă e bun. Deci putem să ne luăm un pic mai multă viteză chiar din spate de acolo. Ok, hai să vedem BMW-ul ăsta și în slow motion, să vedem dacă este în stare să facă ceva sau nu. Eu sincer nu cred, dar cu toate astea și-a la viteză destul de mare slow motion. Nu mai e greu, mă, frate, să treci de rampa asta, n-ai cum, efectiv, uite și tu cum să face mașina, bă. Bă, Bugatti-ul a cam fost ce trebuie, așa că-l testăm și pe ăsta. Hai să vedem, bă, frate, ăsta, sper să nu se mai rupă în două de data asta, bă. Bă, de ce să vă mint că nu s-a mai rupt? Dar ne-a făcut pachet, efectiv. Ne-a făcut pachet, chiar vreau să văd asta în slow motion, deci chiar vreau să văd neapărat asta în slow motion. Haide. Haide și... Ia bă. Ia vezi că de data asta nu s-a mai rupt și n-am mai făcut așa. Mamă, de câte ori trebuie să fac? Vreau să văd chestia aia. Cred că pe mijloc trebuie să iau groapa să văd chestia aia ca lumea, gen. Ia. Haide. Ia uite-l, bă, frate, cum s-a făcut, bă, e papa. Și noi am fi fost papa dacă am fi fost în mașina asta. Bine că e un joc doar. Bă, nu mai știu Dacia Duster-ul cum a fost, așa că îi mai dăm și lui o șansă. Și după îi dăm la Dacia nouă, le iau așa în rând cum ne-am eu joc acolo. Că așa ce mi-aduc aminte, că nu mai țin minte ce mașini au fost aproape să treacă. Audi-ul a fost aproape. Da, Duster-ul nu are nicio șansă. Bă, hai mă că uitam de Audi, bă, frate. Ia să-l băgăm și pe tovarășul Audescu. Să vedem care e faza cu el. Dacă merge, dacă hipopotami, dacă alea. Haide. Bă... Frate, cum s-a făcut, vreau să-l văd pe ăsta, vreau să-l văd, bă, că e, s-a lovit într-un mod, bă. Adică pe bune, ia, și momentul adevărului. Papa, Audi, ia uite, bă, cum îi face motor acolo înăuntru. S-a dus papa, bă. Bă, și Bentley parcă a fost aproape, așa că îi mai dăm și lui o șansă. După băgăm Loganul, pe care îmi pariez toți banii, sincer. Îmi pariez toți banii pe Loganul ăla, că eu zic că merită toți banii Loganul ăla. Nu merge, voi autor. Autor, cum s-a făcut? Pilaf s-a făcut. Loganul legendar. Bă, nu vă uitați la culori, că culorile sunt random. Efectiv, se schimbă culorile așa aiurea la toate mașinile. Dar, hai să vedem Loganul nostru pe care ne-am pariat toți banii din lume. Slow motion. Te rog, Loganule, te rog, nicio mașină nu vrea să treacă, i-au sărit capacele la Logan, bă! Hai să vedem Lamborghini-ul cum este, băi, iau-te-l, ce furios e! Haide, Lamborghini, știu că vă sparge timpanele, dar și mie mi le sparge, să știți!
Vai de capul meu. Bă, să lovesc mai tare mașinile, bă, la viteza asta. Deci, efectiv, nicio mașină nu este în stare să treacă de nivelul 3. Hai, mă, Mercedesule, știu că poți. Ia uză-l, mă. Vezi că cred că am băgat unul modificat acum. Ia uză-l. Ia uză-l. Și trecem ăsta. Și aproape, mamă, dar ce s-a întâmplat pe parte, să vreau să-l văd, vreau să-l văd în slow motion, că e nebunie. Mi-e frică, mi-e frică. Ăsta e momentul. Ia. Ai de capul meu. Ba, putem spune că... da, am uitat că mai există o groapă. Putem spune că a trecut ok, bă, sincer, nu știu. Parcă ăsta mi se pare cel mai ok de până acum. Bă, și vreau să mai pun și eu Ferrari-ul ăsta, așa că îmi place mie Ferrari. Hai să vedem, bă, fraților, dacă rezistă. Și până când ne bușim noi cheia, nu uita să dați un like, pentru că ăsta a fost episodul Barbașanii. Terminăm cu un Ferrari Lamborghini Rolls-Royce, care, sincer, mi-a castat inima când l-am văzut că se apropie așa tare. Dar nu, nu este suficient. Efectiv, cred că Mercedes-ul ăsta este cel mai ok de până acum. Haideți să vi-l și arăt. Ia ăsta. Deci Mercedes-ul ăsta, cred că... Bă, de ia să-l dăm și pe la stock să vedem care e faza cu el. Dar Mercedes-ul ăsta a fost cel mai bun până în momentul de față. Ia să-l vedem încă o dată. Poate cine știe de data asta trece. Nu prea cred că o să treacă, pentru că efectiv, bă, sunt atât de aproape mașinile, dar nu e niciuna în stare să treacă și nu înțeleg care este motivul. Ia, haide, Mercedesule, poți? Uite, se lovește cu roțile, rămâne fără roți, dar el este încă aproape intact. Bă, uit mereu de gropile astea, cred că deja am dat în ultima groapă. Bă, da, că tot în prima groapă asta, deci e cel mai nașpa, cred. Bun, Mercedesul din punctul meu de vedere câștigă.